Echipați cu pancarde, cu mesaje anti-victimizarea minorilor și cu gornete liceene, au încercat să atragă atenția în marșul lor prin centrul orașului asupra abuzurilor la care sunt supuși, atât la școală, pe stradă, cât și în familie. Inspectoratul Județean de Poliție, în parteneriat cu Consiliul Județean al Tinerilor Teleorman, au organizat acest marș pentru a responsabiliza și pentru a însărcina elevii în legătură cu abuzurile și cu violențele care se petrec în mediul școlar, acasă, în familie, oriunde. Am vrut să le arătăm tinerilor din Teleorman, să-i ajutăm să prevenim infracționalitatea. Am venit să particip la această activitate care ne-a învățat foarte multe pe noi tinerii și a avut un mesaj foarte important cu impact mare asupra elevilor. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman cu sprijinul Consiliului Județean al Tinerilor Teleorman și Consiliului Județean al Elevilor. Tinerii de la toate unitățile de învățământ liceal din municipiul Alexandria au organizat sub coordonarea IPJ un marș antivictimizare în care ei și-au exprimat dorința de a nu deveni victime și recomandări pentru colegii și prietenilor, pentru toți tinerii din Alexandria și din județul Teleorman. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, în România anual peste 11.000 de copii cad victime ale diverselor forme de violență.